Domnul ministru a remarcat ceea ce este vizibil pentru toată lumea și ceea ce în mare măsură este normal. Noi vorbim despre o relație acum dintre guvernare care are un anumit cuantum de resurse și o criză energetică care a izbucnit și pe care ei trebuie să o administreze. Pe de altă parte, opoziția, așa cum făcea actuala guvernare când era în opoziție, critică totul și spune că totul este foarte prost. Dacă erau ei la guvernare, era mult mai bine. Acest joc de rolurile îl cunoaște toată lumea și îl înțelege. Am înțeles că domnul ministru s-a ținut așa ca să nu fie foarte ironic atunci când a făcut această remarcă, dar este un lucru absolut corect, adevărat și trebuie să recunoaștem că opoziția își face meseria, este țepoasă, vine cu proiecte de alternativă, acest lucru îl remarcăm și el este foarte interesant. Deci mie mi se pare că situația este absolut normală din acest punct de vedere. Sigur că, și am văzut că și domnul ministru a făcut această remarcă, dacă lucrurile pe care le avem astăzi, această situație, ea are rădăcini în acțiunile întreprinse anterior de către guvernele precedente, inclusiv de către politicienii care actualmente sunt în opoziție și critică și are dreptate. Și aici ne amintim iarăși de anul 2006. Începând cu anul 2006, Republica Moldova a început să plătească pentru gaze de două ori mai mult decât plătea până atunci. Le reamintim tuturor că în perioada 1992 și până 2005, Republica Moldova achita de patru ori mai mult, întreprinderile sau consumatorii din Republica Moldova achitau de patru ori mai mult decât consumatorii din Rusia, de trei ori mai mult decât cei din Belarus, de o dată și jumătate mai mult decât cei din Ucraina. Începând cu anul 2006, când la guvernare era actuala opoziție, s-a decis, s-a impus trecerea la prețuri de piață și a fost semnat contractul care s-a negociat foarte, foarte mult timp. Știm reacțiile, de exemplu, domnului Voronin, care pe atunci era șef al statului, față de modalitatea în care doamna Zinaida Greceanu și domnul Igor Dodon au administrat atunci situația. Domnul Igor Dodon era ministru al economiei, dacă nu mă înșel eu. Da, deja era ministru al economiei. Deci avem o formulă care a fost stabilită atunci, în 2006, care este în vigoare de 15 ani de zile și care acum a fost prelungită pentru încă 5 ani de zile. Deci noi avem critica din partea opoziției parlamentare și avem critica din dreapta a opoziției extraparlamentare care iarăși face presiuni în mod normal asupra guvernului, spunând că da, de ce ați prelungit acest contract pentru 5 ani de zile și nu doar pentru un an de zile, pentru că s-ar putea ca pentru un an de zile, peste un an de zile, prețurile de piață să scadă și noi să fim prinși în altă capcană, da? Că suntem legați de o formulă cu un contract pe termen mediu de 5 ani de zile, deci nimeni nu știe cum e mai bine și atunci înțelegerea mea este că guvernul a vrut să se asigure că cel puțin vom avea gaze, că aceste gaze vor fi livrate Republicii Moldova conform unei formule care a fost stabilită mult mai, deci a fost stabilită încă acum 15 ani. Probabil calculul guvernanților, dacă înțeleg eu corect, a fost că vor avea ce le reproșa celor din opoziția din Parlament, spunând că e formula voastră pe care voi ați negociat-o, dar acum este o conjunctură cărei noi trebuie să-i facem față. Această conjunctură este una care bate greu asupra consumatorului. Iată din buget 1,6 miliarde, iată contribuția care vine, sau contribuția, suportul care vine din partea Uniunii Europene, iată ceea ce putem face noi în această situație. Că e bine, că e rău, eu cred că este de discutat aici. Ce e bine, ce e rău, ce s-a putut face mai bine, dar nu cred că cineva poate spune cu certitudine
că deține formula absolut corectă pentru această situație.